Bun găsit, sunt Veronica Maftei și vă prezint jurnalul Canal Sud. Astăzi a fost ziua Poliției Române. În contextul aniversării, Inspectoratul de Poliție Județean Călăraș a organizat un eveniment dedicat acestei zile pe platoul din fața Consiliului Județean Călăraș pentru a sărbători 200 de ani de istorie și tradiție. Astăzi, 25 martie, este o zi de sărbătoare pentru noi, este ziua Poliției Române. Anul acesta se împlinesc 200 de ani de atestare documentară. Am ales să sărbătorim împreună cu cei din comunitate, în centrul orașului, pentru ca cei prezenți să aibă acces la autospecialele de serviciu și tehnica din dotarea structurilor Inspectoratului de Poliție Județean Călăraș. De asemenea, avem și un punct de informare cu privire la oferta educațională a școlilor de poliție pentru cei interesați. Sărbătoarea a fost un bun prilej pentru ca polițiștii să fie alături de cetățenii care doresc să se familiarizeze cu privire la specificul instituției, cu tehnica și dotările folosite de polițiști la executarea misiunilor. Vă dați seama că cineva a luat droguri la volan. L-ați trecut pe acolo, pe la standul acela? Ba da. Acolo, de la standul respectiv, din păcate, lipsește aparatul de care vorbești tu. În afară de cele două aparate etilotest, care au ca scop depistarea conducătorului sub influența băuturii alcoolice, mai avem și un aparat drug test, se numește, tot de la Drager, ca și producție, care depistează prezența unui organism a substanțelor psihoactive, a drogurilor, cu un paletar de 8 substanțe interzise, de la cocaină, heroină, amfetamine, cannabis, sunt vreo 8 substanțe. Ca și aparatul etilotest ne dă rezultatul dacă respectivul conducător se află sub influența acelor substanțe și ce substanțe a consumat. De aici consecințele juridice sunt întocmirea dosarului. Dosarul. Și dacă, de exemplu, eu am trecut pe lângă cineva care fuma, de exemplu, că se zice un fumător dacă treci pe lângă el sau dacă stai cu el în aceeași cameră, te afectează și pe tine. La droguri nu e la fel? E puțin probabil. Concentrația de droguri pe care tu, în mod involuntar, o ingerezi, nu îți dă un test pozitiv pe respectivul aparat. Nu, noi aici vorbim strict de cei care în mod voluntar consumă substanțe psihoactive, droguri, și care după ce le consumă, se mai urcă și la volan. Șoferul are toată responsabilitatea modului de a conduce respectivul autovehicul. Dumneavoastră, în calitate de pasageri, aveți obligația de a nu-l distrage de la condus, de a nu influența negativ în modul de a conduce, adică să trageți de volan sau să trageți de schimbătorul de viteză sau de frâna de mână și să purtați centura de siguranță în calitate de pasager, fie pe față, fie pe locul din față, fie pe locul din spate. E o regulă pe care noi încercăm foarte, foarte tare să o impunem, să convingem lumea de această utilitate a folosirii centurii de siguranță și pe locurile din spate. Sunt nenumărate accidente în care consecințele unui impact ar fi fost mult mai mici dacă pasagerul din spate ar fi purtat centura de siguranță. Astăzi, 25 martie 2022, Școala Gimnazială Carol I a deschis porțile pentru micii elevi care au venit cu emoții să își cunoască viitorii învățători. Elevul meu, Andy, care a făcut foarte frumos la începutul grădinii noastre, a pregătit o grădiniță pentru copii acolo, pentru că a venit supărat un pic de dumneavoastră, doamna Vici, nu ceva de bine să la chiar la îndemânarea practică. În schimb, aceste animale au făcut ca o semnificație și vrea să spună despre ce este vorba. Zborul lor de la grădiniță la școală, un pas mai pe care l-au făcut în viață. Cum este copilul? Are emoții? Este pregătit? Da. Are emoții. Cu toate că o are pe soră în școală, în etaj mai sus, clasa a doua. Cu ce gânduri ați venit astăzi în această școală? Gânduri de mai bine, de bine. Este pregătit copilul să vină la școală? Are emoții? Întrebați-o cu ea. Ia mă, ce spune? Bună, ce faci? Bine. Astăzi de ce ai venit aici? Ce să ne aștept pe bine și clasă. Și fată mare, nu? Da. Ești pregătită? Da. Ai emoții? Da. Astăzi este o zi deosebită pentru noi, ziua porților deschise, ziua în care așteptăm alături de noi pe micuții preșcolari și viitori școlari,
la clasa pregătitoare, însoțiți de părinți și de doamnele educatoare. Despre oportunitățile din școala gimnazială Carol I sunt multe de spus. În primul rând, suntem o școală cu predare intensivă engleză, începând de la clasele primare. Suntem o școală unde lecțiile se desfășoară asistate de calculator. Suntem o școală cu cadre didactice bine pregătite, cu elevi care duc prestigiul școlii mai departe. Suntem o școală, cum îmi place mie să spun, școala de la kilometru zero. Suntem o școală ce datează din anul 1864. Suntem mândri că suntem, că funcționăm și suntem cadre didactice ale acestei școli. Suntem mândri că avem copii cu un potențial extraordinar și vă invităm să ne urmați în pașii pe care îi vom efectua împreună cu micuții, cu părinții și cadrele didactice din școală. Bună ziua! Cu ce gânduri ați venit astăzi în această școală? E un nou început. O să fie clasa 0 anul ce vine. Puține emoții, sperăm ca totul să fie ok, să acomodeze cât mai repede și să avem numai lucruri frumoase în perioada ce vine din partea lui, cât și așteptăm să fim primiți ok și toate lucrurile să decurgă bine. Cum te numești? Vorban Cedric Constantin. Da? Și câți ani ai? 5. Și astăzi de ce ai venit aici? S-au cunosc colegi și pe doamna. S-au cunosc colegi și pe doamna. Și ai emoții? Nu. Ce faci tu astăzi aici? Am venit să cunosc pe doamna. Și vei începe școala? Din doamna? Vei veni la școală? Da. Da. Ești pregătit? Ești băiat mare? Încă mai sunt la grădiniță. Și de la toamnă vei veni la școală? Da. Și de ce ai venit tu astăzi aici? Să învăț. Foarte multe lucruri. Îți place aici? Da. Ce sfaturi aveți pentru micii școlări? Viitorii noștri școlări. Păi, noi primim întotdeauna cu drag la școala noastră. Este foarte important ca copilul să se simtă confortabil, să vină cu drag la școală și eu întotdeauna îmi doresc să îl fac pe elev să îndrăgească școala, repet, să vină cu drag la școală și să avem o colaborare cu familia. Care sunt primii pași pe care îi faceți cu preșcolarii? Primii pași, pentru că ei vin de la grădiniță și vin de la grădinițe diferite, este primul lucru pe care trebuie să-l facem, este închegarea colectivului și să îi ajutăm să lege relații de prietenie, pentru că la clasele primare competiția nu mai este atât de acerbă și eu și la generațiile celelalte tratam fiecare elev după individualitatea lui. Este foarte important ca învățătorul să aplice testele psihopedagogice și să cunoască individualitatea fiecărui elev și în funcție de ce colectiv are să-și informeze pentru mai departe. Clasa pregătitoare înseamnă formare de deprinderi mici, dar foarte importante pentru dezvoltarea copilului de mai târziu. Înseamnă temelia, o parte din temelia unei case. Temelie care se formează clasa pregătitoare, clasa 1 și clasa 2. Deja din clasa 3-a ieșeau zborul. Ne-am obișnuit, sunt mulțumită de ei, de părinți, colectiv care s-a pliat unul după celălalt ca părinte, ceea ce este foarte important în dezvoltarea copilului. Ce gânduri îi așteptați pe cei mici? Cu multă bucurie, cu multă răbdare, cu chef de muncă,
deși este ultima serie. Aș mai forma o serie, dacă ar fi cazul. Și fiecare progres al copilului este o mulțumire a mea. Orice pas, cât de mic, faptul că se concentrează, că se ascultă unul pe celălalt, că stă în băncuță, că răspunde solicitărilor, este o mare mulțumire și toate acestea se întâmplă numai cu ajutorul părinților. Familia este foarte importantă pentru tine ca învățător și pentru ei. Important pentru mine este ca el, copilul, dimineața să intre pe ușa clasei zâmbind. Am copii care urcă pe scări și zic, bună dimineața, unde ești? De acolo, de la capăt. Da. Eu zic că nu este bine tuturor, puteți să-i ascultați și pe ei, puteți să le cereți părerea, dar eu așa îi simt. Sper să... Da! Unde ești? Ingrid, tu unde ești? Iată ce-o părere aici. Hai! Hai, Ingrid. La același coș? Cine vrea să vorbească? Da? Cum te numești tu? Ingrid. Și mai cum? Maria. Și mai cum? Moldovean. Moldovean, da. Aceasta este clasa pregătitoare. Este un început greu, nu este ușor, dar cu răbdare. Dacă n-ai răbdare, mulți mărinți mă întreabă dacă mai am răbdare. Zic da. Da. Răbdare. Numai răbdare, cu răbdare construiești totul. Aurelia Paraschiv este mamă a 6 copii și o femeie greu încercată de viață. Aurelia a avut grijă ca toți cei 6 copii să aibă parte de o educație bună, conștientă că fără școală nu vor putea să reușească în viață. Sunteți mama a 6 copii. Da. Ce vârste au? Cel mare 21, după aia fata 19, amândoi sunt la București la facultate. La ce facultate sunt? Băiatul la cartografie și fata la administrație publică. Băiatul și lucrează ca să întrețină, fata are bursă. Până acum a stat cu noi ca să ne lase bursa acasă. După aia am fata la liceu, clasa 11-a, am băiatul clasa 8-a, altă fată clasa 5-a și cel mic la grădiniță, grupa mare. La toamnă intră la școală. Toți cei care sunt la școală au rezultate foarte bune la învățătură. Da. Copiii sunt educați, învață foarte bine. Cum ați reușit? Este meritul lor, în primul rând. Pentru că dacă nu-și dădeau silința și nu ascultau de ce le spune și de un profesor la școală, puteam să le zic eu nu știu câte. Așa a fost, așa sunt ei construiți. Sper să le folosească și pe viitor și să-și găsească un rost în viață. La cei 41 de ani ai săi, mama Aurelia se deplasează foarte greu, chiar și cu ajutorul unui cadru. Problemele de sănătate o împiedică să ducă o viață normală, aceasta neputând să facă nici măcar treburile casnice, fiind ajutată de fiica ei, elevă în clasa 11. Haideți să le spunem oamenilor care sunt problemele și de ce aveți nevoie. Problemele sunt de cauza că nu mă pot deplasa. Aveți probleme de sănătate. Ce fel de probleme de sănătate? Am coloana măcinată. E mâncată. Ați fost la medic? Da, mai trebuia să mai urmez, dar n-am mai fost, că nu am asigurare și nu pot să plătesc. Nu v-ați permis. Da. Ce venituri intră în familia dumneavoastră? Alocația la 4 copii și o suplimentară. Și cum vă descurcați? Cu mâncarea, cu facturi, cu... Nu vreau să mă gândesc. Când vine alocația sau suplimentara, luna asta mi-a rămas și mie 3 lei din suplimentar. În schimb, la alocație am rămas datoare la magazin încă 400 și ceva de mii. Nu am avut toți banii ca să achit. Nici nu vă pot spune în ce hal suntem. Pentru că sunt multe cerințe și nu pot să le acoperi cu 4 alocații. Pe lângă mâncare mai trebuie și pachetele pentru școală, trebuie detergenți ca să spălăm, trebuie foarte multe. Și nu ai cum. Eu nu mai zic ca să iau o pastilă sau ceva, nu am cum. Nu am de ce să le mai iau. Când sunt dureri enorm de mari, se duce pata la farmacie și mi-a câte 2-3 pastile.
Pentru că nu pot să iei atâtea pastile cât îmi trebuie. Deci dumneavoastră acum este fata de liceu? Da, ea are grijă de mine de multe ea ori. Spală, ea spală, ea calcă, ea face mâncare? Nu mine, că nu, chiar și aseară am rămas blocată în albie. Nu avem baie ca să ne spălăm și trebuie să ne spălăm la albie. Și de multe ori nu mai pot să mă ridic din albie, rămân blocată. Ea are grijă de toată casa, dimineața ea face curățenie, de cum o trebuie, face mâncare. Și când mai are timp să învețe? Stă seara și învață, că asta este... Stă seara și învață pentru că ziua, fiind atâția copii, nu numai că faci mâncare și curățenie care ți-a timp, să ocupă și de cel mic să-l ducă, să-l aducă la grădiniță, trebuie să stea să spele la mână. Și spălând după atâția inși, trebuie să spălăm de două ori pe săptămână, că nu are ea altfel cum, și mai mult sâmbăta. Da. Deci vreau să punctăm un lucru, că nu ne aflăm aici să ne cereți o mașină de spălat pentru un moft, ci pentru a-i ușura munca fetei de clasa 11. Simplu, mașina asta de spălat depinde și joacă un rol important pentru fata de clasa 11, pentru că îi ia foarte mult în timpul de învățat. Ea în loc noaptea să stea să odihnească, trebuie să-și facă teme, să învețe ce are de făcut ca ziua să poată stea să spele și să facă treabă în casă, să aibă grijă de ceilalți mai mici. Și asta este marea durere, pentru că ei îi ia în timpul de învățare. Dacă ceilalți au ajuns la facultate când am putut cât de cât să stau în picioare și eram pe picioarele mele, ea o să aibă un foarte... cum să vă spun, o mare greutate, pentru că nu ai cum un simplu copil să faci toate astea, nu ai cum. Aurelia nu are un cont bancar, însă dacă doriți să o ajutați cu alimente, haine, bani și chiar o mașină de spălat, vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon al redacției 0727 869 957 sau vă așteptăm la sediul nostru din strada 1 decembrie 1918, numărul 2224 Călăraș. Clubul Sportiv Municipal Călăraș organizează o nouă etapă de selecție pentru secția de canotaj. Mai multe detalii ne oferă Daniel Bănățeanu, antrenorul secției de canotaj din cadrul CSM Călăraș. Domnule antrenor, ați început o nouă etapă de selecție a tinerilor călărășeni. Am vrea să ne vorbiți despre ceea ce trebuie să facă un copil care dorește să vină la dumneavoastră și părinții acestora. Bună ziua, numele meu este Bănățeanu Daniel, sunt șeful secției de canotaj a CSM Călăraș și, după cum bine spuneați dumneavoastră, este o nouă etapă de selecție în vederea depistării tinerilor cu aptitudini speciale sau cu parametri deosebiți. Ce înseamnă aceasta? Înseamnă fete cu înălțimea sau talia de 1,70 m sau în jurul acestei înălțimi, 1,75 sau mai mare, iar la categoria băieți, peste 1,80 m. Vârsta de selecție este destul de coborâtă, putem să plecăm de la vârsta de 12 ani și să urcăm în funcție de talia copilului până spre 16 ani. După cum spuneați, începem această selecție, dar nu numai la nivelul municipiului, ci și al întregului județ sau județelor apropiate, în vederea depistării acestor copii cu parametri speciali. Fiind o disciplină olimpică și cu mare bucurie spun că Federația Română de Canotaj s-a clasat pe locul întâi ca federații, ca număr de medalii olimpice aduse la Olimpiada trecută, ne face mare cinste și mare onoare nouă călărășenilor să spun că am avut 3 reprezentanți ai clubului nostru CSM Călăraș la această Olimpiadă, iar acum a venit momentul să căutăm tinere talente. Fac apel pe această cale la doritori, pot veni oricând, mă pot găsi la sediul clubului, nu știu, să dau și un număr de telefon, 0722468038, este numărul meu personal, mă pot contacta și
discuta despre condițiile pe care le putem oferi. Accesul se face gratuit, nu există nicio taxă impusă. Singura cerință, stare de sănătate foarte bună, dorință de muncă și seriozitate. De asemenea, dacă vin din exteriorul orașului Călăraș, din județ sau din județele limitrofe, prin intermediul școlilor generale sau claselor vocațional-sportive, ne ocupăm și de educația lor și mare bucurie, după cum se poate vedea în spatele meu, o avem prezentă pe cea mai valoroasă sportivă a clubului nostru, CSM Călăraș, Cașu Mădălina, care a urmat toți acești pași de selecție, venită din Huș, școlarizată la școala Carol I, apoi la clasa vocațional sportivă de la Liceul Auto și componentă în prezent a lotului olimpic de canotaj. Momentan, antrenamentul se desfășoară cu lotul olimpic și acum sunt venită la club și fac antrenamente aici. Despre rezultate, pot spune că am multe medalii naționale, dar și participări la campionate internaționale, unde am obținut medalii atât la grupa de tineret, cât și la seniori. Practic canotajul de 10 ani. De când am venit, mi-a plăcut foarte mult colectivul, mi-a plăcut școala nouă unde am fost transferată și m-am acomodat imediat cu antrenamentul și cu noul program. Vârsta minimă la care pot începe copiii să practice acest sport este 12 ani. Eu am fost selectată tot la 12 ani, după care am fost transferată la școală. În prezent sunt studentă la Facultatea de Sport, deci se poate merge în paralel cu școala și sportul foarte bine. Domnii antrenori au grijă de sportivi să nu rămână în urmă nici cu sportul și nici cu școala. Și vă aștept să ne cunoaștem. Exercițiul tactic de cooperare pe timp de noapte cu 29 de autospeciale și aproximativ 100 de persoane implicate s-a desfășurat în condiții optime. Joi, în data de 24 martie, în intervalul orar 21-23-45, pe platforma unui complex comercial situat la ieșirea din municipiu, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Barbu Știrbei al județului Călăraș a desfășurat un amplu exercițiu tactic de cooperare în cazul producerii unui accident tehnologic, fiind simulate mai multe intervenții de salvare a persoanelor și acordarea de prim ajutor, salvării de la înălțime, căutare victime surprinse sub dărâmături, localizare și lichidare incendiu, degajare de elemente de construcție și multe altele. Primăria municipiului Călăraș se alătură evenimentului Ora Pământului 2022, organizat anual de către World Wild Found for Nature. În acest sens, municipalitatea a stabilit ca sâmbătă 26 martie, în intervalul orar 20:30-21:30, să întrerupă iluminatul în interiorul și exteriorul sediului primăriei pentru a atrage atenția asupra problemelor grave cauzate de schimbările climatice cu care se confruntă planeta noastră, dar și pentru ca cetățenii să realizeze că este necesar să facem lucruri benefice pentru mediul înconjurător. De asemenea, instituția lansează invitația tuturor cetățenilor să se alăture acestui eveniment prin oprirea sau reducerea consumului de energie din locuințe în intervalul orar anterior menționat, devenind astfel voluntari în cadrul campaniei Ora Pământului. Aici se încheie jurnalul Canal Sud. Dacă ați fost martorii unor evenimente ce pot deveni știri, ne puteți trimite imagini pe WhatsApp la numărul de telefon 0727 869 957. Vă doresc să aveți un weekend minunat!